Bun găsit, doamnelor și domnilor, la comentariul zilei. Sunt Adriana Dascălu-Bulina. Alături de mine în studio se află invitatul permanent, jurnalistul Sorin Avram. Bună, Sorin! Bună, Adriana, bine v-am regăsit! Crezi că ar putea ceva să împiedice pe acești oameni să vină an de an la noi de sânziene? Nu, doar apocalipsa. Doar? Atât, apocalipsa. În rest nu poate să împiedice nimica. Nu înțeleg cum vin oameni în etatea ta drum. Bine, în alți ani era frumos afară, era cald. Dar știi că este vremea cum este, tu te pornești la drum. Dacă nu era ieri primarul Sucevei să vorbească, să-i cazeze la săl de sport, ce s-ar fi întâmplat? Păi ar fi stat la 10 grade Celsius sub cerul liber și după aia ai fi auzit salvările țipând și niște mături spunând vai, 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 și s-ar fi întâmplat o nenorocire și asta ar fi fost. Dacă le lăsați să stea sub cerul liber, dacă toți sunteți așa cu credință, stați sub cerul liber cât vreți. Dar cum te pornești la drum? La bun, înțeleg că ești foarte credincios. Dar se întâmpla ceva dacă săreai un an? Pentru că acum este situația care este, din punct de vedere climateric. Și da, este alegerea lor. Dar la noi asta este o cultură, cu statul la rând și la coadă. S-a învățat lumea din timpul lui Ceaușescu. Și acum, dacă la medicamente compensate și gratuite nu se mai stă la rând, nu mai sunt butelii să stai la rând, nu mai stai la pâine, numai să ai bani să cumperi pâine, lumea simte nevoia să ducă undeva să se îmbulzească. În Suceava se îmbulzește, este un ziar gratuit, se stau acolo la rând, mai vin moaștele, se mai așează la rând. Acum au venit oamenii să roage pentru sănătate, pentru copii, să fie pace în lume, din astea care sunt clasice. Și cred că unii dintre enoreași au venit să roage să nu le scadă pensiile. Dar pentru asta au greșit locul. Nu trebuiau să vină la mănăstire la Suceava, să roage la Dumnezeu. Trebuiau să meargă la Cotroceni, să roage la Zeus. Că Dumnezeu nu le poate rezolva și problema asta. Aici numai Zeus poate să rezolve. Da, am văzut la poliția de frontieră sunt mașini noi, mai ieftine și mai bune. În același timp, da, cu diferența că la Logan e și radarul ăla. Da. Pardon. Nu știu cât poate să coste un radar dintre ăsta care se spune că e invizibil, dar acum tehnologia a avansat foarte tare și nu cred că este aparatura atât de scumpă. Acolo e furt. Ăla e furt pe față. O să vină unii și o să spună, domne, că s-a făcut prin SEAP licitații prin SEAP. Eu când aud asta cu SEAP, mor. Deci se trântesc toate licitațiile în România. Nu există licitație făcute pe bune. Asta e pentru proști că se fac licitații. Deci sunt diferite metode. Știi că românul întotdeauna a fost inventiv și rămâne inventiv. Licitațiile sunt trântite. Cum să coste o leșinată de mașină Logan? Pentru mine Dacia nici acum nu e mașină. Nu e mașină. Poți să o facă francezii să spună eu. Deci nu, Dacia nu este mașină. Un Logan cu un ecran mic LCD sau nu știu de care, cu două fire băgate în priză și cu un detector, nu știu ce, cu efectul Doppler sau eu știu ce folosesc ei, și i-au dat 35.000. Păi ia să împărțim 35.000 așa și la scăderi de pensie, că majoritatea oamenilor au 5 milioane pensie, le scade cu 15%, 750.000, aproximativ 20 de euro, împărțim 35.000 de euro la 20 și vedem că ies vreo cât? Vreo 17.000, nu, 1.700, nu, 17.000. 1700, 1700 de pensii dintr-o leșinată de mașină cu două fire înfiptele aia. Și pe urmă te întrebi unde sunt banii, că trebuie să tăiem bani la pensii ca să echilibrăm bugetul. Nu, păi cum s-au luat la Suceava 10 mașini din astea, s-au mai luat la Dâmbovița vreo 40, la București vreo 100, la Timiș vreo 70 și tot așa. Și asta este partea vizibilă a icebergurilor, da. pentru că se fac tot felul de achiziții de niște trompete din astea, care le costă 2,50 de bani și dau șmechere care trântesc licitațiile și își bagă bani în buzunar, dau 10.000 de euro. Și pe urmă, dacă trebuie să facem economie, de aia tăiem pensiile. Este furt pe față și ei vin cu texte din astea. Dar nu știu dacă mai am voie să spun, nu știu dacă aduc atingere. Da, ai grijă, siguranței ai grijă. Fii atent că siguranței milițienilor în trafic sau nu știu. S-ar putea să o încurci. Da, și un ultim subiect pentru astăzi, Ovidiu Donțu nu mai conduce Agenția de Dezvoltare Rurală. Era fire să fie demis. Ovidiu Donțu, e la PSD, a rămas, e o veche moștenire a actualului guvern, a rămas în funcție de atâta timp, doar printre guvernul ăsta. Ultimii care da, cam printre ultimii mohicani. Da. Ce vrea să rămână domnul Indianul la agricultură, știi că era un tip Ștefan Indianul la agricultură, l-a dat jos.
ăla Ștefan Indianu și Ovidiu Donțu Mohicanu, că e ultimul mohican și l-a schimbat acum din funcție. Este firească în ochiurea sa din funcție. Domnul Donțu a spus că se gândește să dea în judecată, nu știu dacă o să dea până la urmă, că până îl dai în judecată, iar te pune, iar te dă afară. Asta e treaba. Dar nu face vezi parte... cazul Mirela Domnică. Da, nu face parte din partidul de guvernământ. Știm cu toții că astea sunt funcții politice. E normal ce se întâmplă, să spunem. Dar interesant e cine vine în locul domnului Donțu. Am auzit că vine un domn Guliciuc. Un cetățean care lucra pe la o televiziune pe aici și făcea glume de autobază. Și râdea, se distra el cu el și cu niște băieți din Dumbrăveni care se uitau la televizor ceva de speriat. Deci un tip care se dădea în spectacol și vrea să facă glume, dar nu ieșeau și pe ăla îl pun acolo că e membru de partid, domnul Guliciu îl cheamă. Și Amano nu mai face glume la televizor, o să facă glume în partea aia, glume. Ce făcea el acolo, știi? Da, este bun locul, pentru că e agricultura acolo. Instituția asta se ocupă cu agricultura și el arată perfect. Numai dacă își pune și o bundiță... Și cu pescuitul. Și cu pescuitul. Dacă își pune bundiță, nici nu știi care țăran veni să facă cerere să-i dea subvenție și care țăranul care conduce instituția. E același lucru. Numai să-și pună bundiță, așa. Îți mulțumesc, Sorin, foarte mult. Doamnelor, domnilor, aici se încheie comentariul zilei. Numai bine!